Azi noi suntem la clubul Body Boom și azi noi suntem la clubul Body Boom și ăsta e Denis. Dacă și vloguri și link-ul ăsta e în descriere, dar el link-ul meu l-a dus în descriere, nu o pune, așa că link-ul n-am în descriere. Și ne duce până la numărul 1 să cumpărăm ceva de mâncare și azi des e afară, pentru că azi dimineață eu când am ieșit, asta era Florișeli. Florișeli. Și Oleg, privet. Și Novim Godem, da? Da, da, cu anul nou, hai. O budem piți. A, păi, da. Oho, e bun. Da? Super. Так, deci, azi dimineața eu când am ieșit din casă, ninge așa, puțin. Puțin. Acum, e deja ora 11, acum și ora 12 și îți vedeți ce e afară, ce e afară. Afară e super, super. Super, ia câta. Ia că o mătă e de 2 metri. Ia-ca. Asta se numește 20 aprilie. Ia-ca. Copășeie s-a lăsat. 20 aprilie, superb. Trebuie să arăt cum am ieșit eu, ia câtă. Dar de ce ai ieșit? Fiindcă am venit în grasoși la sală și ați băut pe tlacioari, așa că... Prieteni, eu mă bucur foarte tare că noi deja am luat 25 de like-uri, numai că pe adnaclasnici. Dar noi trebuie să acumulăm 15 like-uri pe YouTube. Dacă tu nu ești abonat la canalul meu de YouTube, scrie Vadim's Live și acușa să apare că aici sus, cum scris pe YouTube. Scrie așa, du-te la videoclipul, ultimul videoclip pe care l-am pus, pune like și distribuie video. Scrie acolo în comentarii deja. Așa că mersi mult, intrați pe YouTube, urmăriți-mă. Mersi mult, mă urmăriți, cei care mă urmăresc. Bună dimineața. Da, eu înțeleg. E 21 aprilie. Da, eu înțeleg. Un nins oleac. Da, asta și, ei, asta. Și asta. Nu uitați. E că și asta. E că asta e potop. Asta e potop, ia uitați. E cum să mai faci? Copaci rupți. Ia câte-i. Strașnic. Ce pot să spun eu? Șireșe n-am mâncat. Dar mă ating că n-ați mâncat nici morcovi, nu numai șire. Deci a venit timpul să ieșim afară. Ducem afară. Doamnelor și doamnelor, este... Pipeți, blin. Pipeți. Pipeți copaci srupți din Chișinău. Floare pe copaci. E cât o. Mă tin că... Cât am mâncat noi, ați gata. E gata, e gata. E gata. Un padon. Hai că cât de gros o mătă. Are vreo 30 cm. E ca așa un cablu rupt. E strașnic, strașnic. Toți cablurile, toți copaci, toți practic tot e rupt. Asta e, asta e sfârșitul lumii vine, băieți. Și ai și o cărare făcută aia ca bătă. Uitați-vă mașinile. Nu se vede numai. Nu ieși azi. Încearcă să iasă, dar nu știu dacă îți primească. L-am scos băiet din nămeți. Nămeți din 21 aprilie. Și că anul ăsta de anul nou nu a fost așa de așa tare nins ca mult 21 aprilie. E ceva strașnic. Și ne înghețam mâinile. Deci... Asta. Și nu mergi nici rutieră, nu știu cum să ajungem la sală. Dar trebuie să ajungem azi, așa că...
s-a rupt copac și a căzut peste fermi. Și s-a rupt fermi. Ia că poftim. Asta se numește 21 aprilie. A, și eu am luat-o pe jos pe sală, cu încetișor. Zidem, poate ajungem la sală. Am luat-o pe jos, ies la drumul central ca să iau un troleibuz dacă merge. În general, așa ceva nu a fost la noi. Așa că asta cred că e pentru prima dată când este așa ceva. Anume pe 21 aprilie să fie așa ninsoare. Dar eu mă duc la sală. Asta e. Important când trebuie cineva, nimic să nu te oprească. Mai ales la sală. Deci, acolo ajungem la troleibuz și vedem dacă merg. Da, că tare trebuie să meargă, fiindcă e drumul central, așa că drumul central a fost curățat. Mă gândesc eu. Da, domn Chirtoac, a fost curățat drumurile. Am urși vidia. S-au schimbat scaturile de vară, așa că eu tot le-am schimbat. Ia câtă scaturile de vară. Până când încă nu m-am împotmolit în zăpadă. Păi asta da, e mai faci să ieși pe drum. Am ajuns unde trebuie. Așa că vremea nu te oprește. Și chiar dacă țâșnești apă pentru de aici, tot nu. Băi, vă spun că serios, țâșnești apă pentru de aici. Important e să puneți scopul și trebuie să ajungeți. Așa că i-am pus scopul și am ajuns. Deci am ajuns la sală, asta e foarte bine. Acum important e cum eu să ajung acasă. Așa că ne ducem la sală, lucrăm și pe urmă trebuie să ne gândim cum noi să ajungem acasă, pentru că nu merge niciun rutier și cum am venit, așa că acasă ajungem. Așa că nu uitați să dați un like, distribuiți video, scrieți. Cam asta e situația în Chișinău. Puteți să vedeți. Ia câtă. Asta e. Prietenii numai și-am ieșit de la sală și suntem, ne aflăm pe alei, pe alei de la Ciocanu și e practic un dezastru. De ce? Pentru că, nu e că de ce, pentru că toți copacii sunt rupți, sunt rupți și chiar sunt rupți de tot. Uitați-vă. S-a făcut foarte urât. Ce să facem? Așa e, așa e în timp. În schimb s-a liniștit și e mai frumos. Deci acum merg rutierile, deja să ajungem acasă mai repede și la cărușe. Sper să nu fiu ud. Deja o leac sud, dar bine. Deci cam asta pe astăzi. Nu uitați să dați un like, distribuiți video, scrieți comentarii. Vă fost Vadim. Pa, pa.